Care este talentul tău sau poate că ai mai multe? Este întrebarea care dă sens vieții tale, pentru că odată găsit talentul, știi ce vei face din punct de vedere profesional cel puțin. Nu este însă atât de simplu să descoperi ce dar ți-a dat Dumnezeu. Uneori este frustrant să vezi că un coleg este foarte talentat și la literatură, și la matematică, și la desen, în timp ce tu nu prea te regăsești în niciun domeniu. Cu siguranță că psihologii au teorii foarte bine puse la punct asupra talentului, dar nici autorul britanic Alex Williams nu s-a lăsat mai prejos și s-a gândit să scrie o carte despre fabrica de talente. Nu-i așa că nu v-ați gândit că ar exista așa ceva? E bine, s-a gândit bătrânul Fortescue, un om foarte complexat, pentru că în școală nu strălucea la nicio materie. Și așa a găsit o ființă foarte ciudată, care știa să extragă din persoane acele talente speciale. I-a invitat pe cei mai talentați copii din țară la un simpozion și acolo a reușit să le fure talentele și să le depoziteze într-un loc. Problema era că nu știa cum să le folosească, nu putea decât să le depoziteze, dar nu găsise soluția de a le și folosi. Eroii cărții sunt doi frați, Adam și Cressida Bloom. Fata cânta atât de frumos încât se opreau și păsările ca să o asculte, iar Adam era un băiat obișnuit fără un talent special, sau cel puțin așa credea el și cei din jur. Totul se schimbă însă când ajung la acel simpozion despre care vă povesteam, în care erau întruniți cei mai talentați copii din școală. După ce copiii rămân fără talente, Adam dă dovadă de curaj, abnegație și inteligență în lupta de a recăpăta talentele furate. Începe o aventură ieșită din comun, cu avalanșe, curse de mașini nebune, pentru a prinde hoțul de talente. Adam descoperă că talentul este ceva care te face fericit pe tine și pe cei din jur, în timp ce Cressida, lipsită de vocea ei cea frumoasă, nu se mai regăsește, nu știe cine mai este de fapt. Pe parcursul întâmplărilor începem să înțelegem că talentul nu se reduce la domeniul artistic sau științific și că de multe ori vedetismul duce la egoism, așa cum se întâmplă cu geniile pline de ele, care cred că universul a fost creat special pentru aceste ființe. Talentul are și o formă în această carte, este o sferă de diferite culori în funcție de persoană și descoperim aici talente mai ciudate, cum ar fi talentul de a simți de la distanță animale sau oameni. Talent foarte folositor atunci când ești cioban și îți rătăcești oile. Șofatul este văzut și el tot ca un talent. Finalul nu vi-l povestesc pentru că efectiv îți taie respirația, dar pot să vă dezvălui că deznodământul este unul fericit. Mai puțin fericit este bătrânul Fortescue, care este imaginea perfectă a golului sufletesc. Nici autorul cărții, Alex Williams, nu a fost ocolit de hoțul de talente, dar mulțumit de cartea lui de debut, pentru care a luat premiul pentru cel mai bun scriitor, l-a cruțat și a lăsat darul de a scrie. Cheia cărții și a personajului Adam este chiar motoul care deschide romanul Fabrica de Talente. Talentul este binevenit, dar bunătatea este totul. Și mai este ceva, inspirația vine, dar trebuie să te găsească muncind. Thank you.